toată lumea. Hai să începem cu niște aplauze. Să vă văd, să mă obișnuiesc puțin cu sala, cu voi. Eu sunt același Teodor Gavrilă și în caz de vă întrebați de ce arăt așa, m-am spălat pe dinți. Glumesc. Am vrut să demonstrez o dată și pentru totdeauna că sunt oaia neagră a familiei Arată Artă și cred că acum am reușit. Au cântat înainte două personalități incredibile, două persoane incredibile, doi artiști minunați. Prima, Dora Gaitanovici. Aplauze pentru Dora. Și a doua persoană minunată, Codruț Bulfan. Aplauze și pentru Codruț. Da, Bianca nu știu ce căuta pe scenă, că i-am zis că aici e Casa de Papel, nu Casa lui Popel. Da. Mi s-a întâmplat un fenomen zilele trecute, de zilele trecute a început să se întâmple. Când nu mai iese ceva prin casă, mama acum mă strigă Sebi. E cu substrat. Și când îmi iese, vine la mine și zice, ia uite, Teo, cum poate? Când am ajuns în finală și mi-am dat seama că mi-am terminat întâmplările amuzante pe care să vi le povestesc, vouă, dragilor, mi-am dat seama că trebuie să fac acum roast. Știam că Sebi face roast, bine, încearcă să facă roast și luând una de aceleași persoane, m-am gândit că la un moment dat o să avem glume similare sau dacă nu identice, dar din fericire n-a fost așa, la glumele mele s-a râs, a fost frumos. Mă uitam zilele astea la meciuri și mi-am dat seama de un lucru, mi-am dat seama că Sebi Besoiu e mai bun decât România. Da mă, Sebi Besoiu e mai bun decât naționala României. Știți de ce? De ce? Pentru că Sebi întâi ajunge în finală și de-abia apoi începe să facă de râs. E un început. Noi aici facem Casa de Papel, dar singurul jaf e că vă luăm 25 de lei pe biletul ăla. Îmi pare rău. No, chiar ne trebuiau pelerine de ploaie, chiar ne era frică că o să plouă și am zis 25 de lei e prețul potrivit și asta a fost. Vreau să povestesc ceva cu Retro Geek. Am fost la ceea ce se numește Porți Deschise la HDU și e un eveniment, facem momente artistice pentru copiii de 5-a, 6-a, 7-a, 8-a ca să vadă cât de frumos e HDU și să intre și în HDU, etc., etc. Și a cântat din întâmplare și Retro Geek și am fost și eu prezentator tot din întâmplare și după ce au cântat și nu și-au bătut de atât de multe melodii joc, au început să strige copiii din sală. Și toată lumea credea că se strigă Retro Geek, chestia asta. Deci vreau să aud și eu un Retro Geek ca să-i încălzim pentru data viitoare. Hai, un Retro Geek! Retro Geek! Retro Geek! Nu? Nu vrea lumea. Nu mă miră. S-a dus, gata. Nu mai aveți 120 de oameni aici în fața mea ca să mă intimideze. Aveți doar un stag. Doar un strike scrie Retro și nu mai pot să citesc, că nu-i nimeni acolo să-l ține. Nu mai gata, a trecut. Dar nu se striga Retro Geek, se striga Grigoraș! 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 Ceea ce pentru mine e o lipsă de respect. E o lipsă de respect pentru că, nu știu, spre exemplu, Codrin stătea cu chitara în mână ca prostul. Bine, stătuse toată melodia cu chitara în mână ca prostul. Zic de ăștia care știu să cânte, Ștef Boriceanu acolo sau Dani Bușoi, care nu se pune în genunchi pe solo-ul lui Codrin ca să-i facă Vlad Rotaru poze. Și mi se pare o lipsă de respect pentru că iau un nume. Să numesc cumva, să numesc Retro Geek. Trebuie să fii, nu știu, un narcisist ordinar să spui numele la trupă Bianca Mihai and Band sau Maria Grosaru și prietenii. Și unii se mai transformă în revival, dar unii... ce să faci cu ei? Eram la repetiții zilele astea și a venit Dodo la mine și mi-a zis oh, nu așa vorbește, dar nu pot. Am șanse să intru la un ATC și am zis, da, Dodo, că mie îmi plac pozele tale. Și mi-a zis, nu, că mă refeream la teatru și am zis, nu, Dodo, că mie îmi plac pozele tale. Da. Nu am pe Ștefania Cărcu aici și aș fi vrut să fie Ștefania Cărcu aici. Aș fi vrut să fie Ștefania Cărcu aici pentru că aș fi chemat-o, chiar m-aș fi dus eu la ea.
I-aș fi luat fața în palme, i-aș fi dat părul pe după ureche, m-aș fi uitat în ochii ei mari și căprui și i-aș fi spus: Doamne, ce dor mie de Larisa Mihăiești, deci nu mai pot. Știți că nu o să mai avem pe Larisa Mihăiești de la anul, bine, din primăvară, la Arată Artă. Larisa Mihăiești s-a mutat în Anglia și s-a sfârșit totul pentru mine. Era, făcea tot publicul acolo, tot juriul, toată sala. Ultima persoană de care o să mai iau în primul meu moment, și anume acela de roast, nu pot să zic că o să mă iau. Pentru că e o persoană foarte dragă mie, o să spun despre Mircea Anghel. Și acum, dacă nu v-am cerut să-i aplaudați pe ceilalți de care m-am luat, la Mircea nici nu vreau să vă gândiți să aplaudați. Mircea Anghel e un om mișto. Și eu am un vis, vreau să-l văd pe Mircea Anghel însurat. Ăsta e visul meu, eu pot să mor de foame diseară, pot să nu intru la facultate, nu-i problema asta. Vreau să-l văd pe Mircea însurat, că i-am zis, bă, s-au mai însurat oameni la 80 de ani. Să poate, de putut să poate. Că e drăguț, gândiți-vă că se însoară cu o broscoaică de aia, ca el, o ochioasă de aia. Nevastă sa nu naște copil, naște camere de supraveghere. Da. Când mă gândesc la treaba asta cu Mircea care se însoară, mă gândesc așa ca la o poveste. Că trebuie să pupe cineva și broasca până la urmă. Da, el e un om săritor, așa. Uac. Tu zici ani de copil? Dacă tot nevastă sau ochioasă naște copil, întâi ies ochii și după 9 luni copilul. Asta e Mircea Anghel. Și Mircea Anghel m-a învățat o poezie și mi-a spus că poeziile se spun fără microfon. De aceea o să-mi închid eu singur microfonul și o să vă spun acea poezie. Voi recita tabelul periodic. Genera elementul surpriză.